Iarna abia acum începe să spună cuvântul. Odată cu venirea zăpezii și a temperaturilor sub 0 grade s-au înmulțit și afecțiunile de sezon. Concomitent a crescut și numărul cazurilor de gripă, dar și a bolnavilor care au avut nevoie de tratament medical în spital. S-au înregistrat 1040 de infecții respiratorii acute cu 56 de internări, 517 pneumonii cu 93 de internări și două cazuri confirmate cu gripă. Ambele cazuri confirmate s-au prezentat în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Slatina cu simptomatologia compatibilă cu gripa, motiv pentru care au fost investigate pentru virusurile gripale. Medicii atrag atenția că numărul persoanelor cu afecțiuni de sezon este în creștere. Potrivit acestora, vârful îmbolnăvirilor se va atinge la mijlocul lunii februarie. Specialiștii recomandă populației să se vaccineze antigripal, întrucât imunizarea este cea mai sigură metodă de prevenire a gripei.